Bună seara, bine v-am găsit la Flash Monden. Bunii mei, bună seara, ce frumoasă este viața când te prinde dimineața, mă rog, dar pe mine nu m-a prins dimineața, m-a prins seara alături de tine, superba mea colegă, care astăzi s-a îmbrăcat în acest mod pur și simplu spectaculos. Te laud. E de bine, da? Nu te panica. Aha, e de bine, spune? Bravo, bravo. Mulțumesc, bravo. Mulțumesc. Micuța nu e învățată, nu e obișnuită. Păi nu, dar... că dacă nu mi-ai făcut până un compliment, ce păi, să zic? Băi, eu o să fac când e cazul, nu așa, că pe mă te înveți și o să-ți se pară normal. Dar în această seară... Mai bine să mă iei prin surprindere ca asta. Am vrut să te surprind. Hai să te surprindem și pe telespectator. Mai bine. Lidia Buble a avut noroc cu Carol. Nici nu îndrăznea să viseze la o carieră în muzică. Altele erau visurile ei mărețe. Își imagina că va deveni gimnastă. Poate chiar o a doua Nadia Comăneci. N-a fost să fie, așa că a luat drumul Bucureștiului. Nici nu visa ea ce viață îi se va așterne în cale. Primul job a fost cel de bun. Zburăm acum la Los Angeles și participăm la The Cameron Boyce Foundation. Cum s-au prezentat starurile pe covorul roșu, analizăm la rubrica Așa da, așa nu. If you wanna be my lover, așa? You gotta get with my friends. Ce frumos cânti. Making less forever, friendship never ends. Mă, să vorbesc cu Victorița. Că poate te ia și pe tine acum. Ce amintiri. Când să Victorița să mă ia acum? Da. Nu să mă ia, că nu a sunat bine. Victorița să mă ia? Da, mă, te ia pe tine acolo. Bagajistă, nu. Ceva, să le ajuți cu... Victoria Secret sau... Ce? A, nu, aia e altceva, aia e cu gerașii. Ai altă poveste. Dar ar fi rău nici acolo. Te duce? Adevărul e că te cam integrezi în peisaj. Ah, ce drăguț! Hai mai bine să oprim această seară minunată. Peisajul. Da, că peisajul se vede. Și să ne reîntâlnim la o nouă ediție Flash Monday. O seară minunată. Ce seară minunată, mai spune-mi câteodată.